Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia, bucate gustoase și creme, unguente, săpunuri și multe, multe altele. Astăzi vom face o cremă anti-riduri și vom începe cu prepararea uleiului. Vom avea nevoie de o linguriță rasă de portocală, coajă de portocală, o linguriță rasă de morcov, 3 frunzulițe foi de dafin, o linguriță de ulei de cocos și ceară de albine, deci cât este necesar o să punem. Punem aici 4 grame, așa, deci o bucată așa mare are 40 de grame, deci punem treptat. Și o să controlăm să vedem dacă se întărește și dacă ne convine consistența, atunci ne oprim cu ceara de albine. Deci adăugăm 1 gram, 2 grame, 3 grame și controlăm după ce se topește. Și ulei cât este necesar să acoperim coaja de portocale, morcovul și frunzulițele după ce le punem într-un borcanel. Deci o să începem cu uleiul de aceste 3 ingrediente și voi pune o linguriță de cocos să se topească. Așa, am să dau aici, am făcut deja uleiul de portocală, morcov și frunze de dafin, am să vă arăt cum îl fac și am să dau așa deoparte ceara, mi-am pregătit și un borcanel. Dau așa deoparte, aici am uleiul de cocos și am să-l pun aici, mi-am pus un vas unde am apă și un vas pe deasupra și punem o linguriță de ulei de cocos peste. Îl luăm așa de aici, încet, îl scoatem ca să se topească. Și punem o linguriță. Vedeți, cam așa, o linguriță să se topească aici. Vedeți? S-a topit aici uleiul nostru de cocos și acum noi avem nevoie de ulei de morcov, de portocală și de foi de dafin. Și cum se face acest ulei? Am să dau puțin deoparte, am să pun tot pe foc. Și cum facem acest ulei? Vedeți? Noi o să-l strecurăm printr-o sită și o să-l punem peste uleiul nostru de cocos imediat. Deci într-un borcanel vom pune 3 foi de dafin și le rupem. Le rupem așa bucățele și le strângem așa. Ia uitați, vedeți? Așa. Și le pun așa aici. Puteți face și cu frunze uscate dacă doriți. Eu am un copăcel micuț și fac cu frunze proaspete. Așa. Și acum am spălat bine portocala, o puteți spăla cu puțin bicarbonat, încercați să le să fie biologice dacă punem este posibil. Și o linguriță de, am să pun cu aceasta, o linguriță de coajă de portocală. Deci conține și vitamina C, coaja de portocală și curăță profund porii. Și radem puțin morcov. Așa. Tot o linguriță o să punem. Deci morcovul conține vitamina A. Întinerește pielea. Așa. Și conține și beta-caroten. Așa. Și o să ne întindă ridurile. Vedeți? Am pus 3 foi de dafin mărunțite, o linguriță de coajă de portocală și o linguriță de morcov ras. Așa. Dăm deoparte. Și acum ce facem? Acoperim cu ulei de măsline. Deci cât să acoperim aici? Atât, nu mai mult. Vedeți? Atât, cât să acoperim.
Închidem. Vom lua un vas unde vom pune un prosopel în interior, așa. Punem borcanelul nostru în interior aici în vas și îl punem să fie până la 3 sferturi, să-l umplem aici în vas cu apă până ajunge cam la 3 sferturi, da? Așa. Și o să punem pe foc, la foc potrivit. În momentul când începe să clocotească apa, lăsăm 15-20 de minute. Și după aceea dăm deoparte să se răcească aici în vasul nostru. Și obținem acest ulei. Eu l-am făcut aseară. Aici avem uleiul nostru de coco. Vom strecura uleiul nostru de portocale. Îl punem așa aici pe tot. Așa. Și apăsăm așa puțin ca să iasă uleiul. Și dăm deoparte. Și acum nu ne rămâne decât să adăugăm ceara noastră de albine. Și cum am spus, o adăugăm treptat. Și am să pun aceste bucățele mai mici. Deci o să punem circa 3-4 grame. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa. Am să tai și această bucățică mai mărunțel ca să se topească mai repede. Și acum să amestecăm așa încet și lăsăm să se topească ceara de albine. Și apoi vom încerca să vedem dacă este bună consistența cremei. Dacă nu este și nu se leagă bine, mai adăugăm puțină ceară. Deci eu aici am avut circa 4 grame de ceară de albine. Deci cum cântărim ceara? Punem și cântărim, de exemplu, acest vas. Și are 20 de grame. Ca să putem cântări 3 grame, deci adăugăm peste încă 3. Și facem 23 ca să putem cântări. Că la cântarul de casă este mai greu de cântărit așa puține grame. Spălați foarte bine fața cu apă cu săpun. Puteți face și un gomaj dacă doriți. Eu îl fac cu puțin lapte cald unde adaug puțină făină de porumb și apoi punem puțin ulei de măsline și tamponați cu o bucățică de vată, băgați în această compoziție de lapte cu făină și cu ulei și dați pe față și tamponați și masați și să vedeți cum toată pielea moartă se duce. Spălați după aceea bine pielea cu săpunel. Eu, cum am spus, fac și săpunuri de casă la rece, sunt foarte, foarte, foarte bune pentru piele. Am făcut și săpun cu mușețel, și săpun de cimbru, și săpun de aloie, și de lămâie. Și foarte, foarte multe săpunuri care hidratează și sunt foarte, foarte bune pentru piele. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Eu acolo public. Mă găsiți și pe pagina de Facebook, tot cu același nume. Așa. Și după aceea, după ce v-ați spălat bine fața, aplicați această cremă. Deci câte puțin, luați și puneți pe față. Deci o țineți la frigider, într-un borcanel, într-o cutiuță, în ce aveți. Și masați, masați bine, 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 bine. Și eu în fiecare seară mă dau pe față și o las toată noaptea. Așa. Și acum să încercăm. Ia uitați. Și am să pun aici unde am avut ceară, am să pun puțină compoziție să vedem dacă se întărește. Și dacă nu se întărește, mai adăugăm.
Așa. Ia uitați. Vedeți? Înseamnă că este gata. Vedeți? Ia uitați. Crema. Așa. O să o iau de aici. De vedeți de... că este tot fierbinte. Vedeți? Vedeți? Așa. Aceasta este crema noastră. Ia uitați-o. Așa încă este, este moale. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Crema noastră pentru un ten luminos și pentru a nu avea riduri. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. Vă doresc. La revedere, pupici!